da. Exil, da? La da. Plecarea dumneavoastră în străinătate. În 90, când v-ați întors în România și când lumea, da, primele reacții din prima jumătate a acelui an, da. La adresa liberalismului, a marilor mase, da? Bine. Erau, și copiii ar râde astăzi de ele, dar erau o realitate, da? Erau de-a dreptul crunte, da? Oamenii nu concepeau piață liberă, nu concepeau. Cum este să te lupți și cu, și cu o mentalitate, da? După țara fiind liberă. Mentalitatea, atunci, după, în primele momente, eu am venit, frustrant, eu am venit în sănătate în ziua de 29 decembrie 89, m-am întors, cu primul avion care putea ateriza pe Otopeni, de la Paris. Și am văzut o țară întunecată, oameni, zise, revoluția, oamenii erau prost îmbrăcați,